acum, în ultima lună, s-a construit chestia asta. Noi am întrebat ce se construiește și a zis că se construiește platformă pentru Newton House. Platformă de gunoi pentru Newton House, da? Ok, dar da, aici într-adevăr erau copaci, tot rândul ăsta erau copaci, că la mine copiii mergeau aici cândva la, la școala asta. Ok. Și acum din, încercați să vedeți pe contrast cât e de mare acest Newton House și din ce din toate... Asta de peste drum. Acel. Eu sunt Tudor, îmi spune, de la Direcția Generală Locativ Comunală. Aveți un document... Autorizație este la primărie. Este autor, dar și autorizație. N-am început așa din... Ne prezentați o copie la autorizație? Unicul care se ocupă cu autorizație, el e în apropat. Îl chemați să vină la fața locului să... Pentru că iată oamenii ne-au sesizat, eu sunt Zineida Popa, sunt consilieră municipală. Dar pentru cine construiți platforma dată? Bloc locativ. Blocul locativ, a cui, cine construiește aici? N-am. Ei n-am să construiește, dar, dar de... el dă contractat ca servicii. Nu este beneficiarul... Nu, ei n-am să nu e beneficiarul final. Da, e sigur de vlogul. Nu, lucrul ăsta nu este coordonat până la capăt. În primul rând, platforma de acumulare a deșeurilor menajere trebuie să fie coordonată cu Direcția Generală Locativ Comunală, cu autosalubritatea, cu pretura și beneficiarul. Să facem așa ceva, probabil... Probabil, da, dar atât timp cât avem reprezentanții Zero și Sol. Probabil ar fi trebuit, dar startul nu este coordonat și lucrul ăsta trebuie să fie adus până la bun sfârșit. Trebuie de verificat dacă este dată autorizație de coordonat cu vecinii de vale, și care sunt pe linie. Da, dar noi uitați-vă, noi am defrișat copaci ca să punem o platformă de amenajare a gunoiului. Cu alte rețele se face pe urmă. În primul rând, eliberarea curentului. Acum ne aflăm în zona Flacăra, în spatele la piața. Aici vedeți un complex de blocuri locative construite de către compania Newton House, o companie foarte vestită în contextul în care recent a fost votat un PUZ în la Burebista și se vor construi 20 de blocuri cu multe etajate, fără infrastructură socială, grădiniță, școli. Uitați-vă că astăzi ne suntem aici pentru a constata că se construiesc o mulțime de blocuri, dar platforma de amenajare a gunoiului nu este prevăzută în proiect, dar este prevăzută pe teritoriul școlii sportive cu, eu știu, cu vreo 100 de metri distanță de la bloc. Atunci când legislația prevede următoarele, că noi atunci când prevedem un proiect de casă, e nevoie să prevedem și o platformă de amenajare gunoiului, și parcări în minim 70%, și multe, multe alte momente. Dar cum se face la noi în Chișinău? Mai întâi construim ce-mi trebuie nou, blocuri, cât mai multe, cât mai mulți bani, și apoi ne gândim, a, dar oamenii ăștia vor avea și niște gunoi și trebuie să găsim și o soluție respectivă. Cel mai interesant este faptul că pretura Buicani este cea care îi legalizează și îi oferă scheme de amplasare pe teritoriul public, în loc ca să-i oblige ca pe teritoriul lor să construiască o platformă de amenajare a gunoiului. Noi am fost sesizați de către un grup de părinți care își duc copiii la școala sportivă Speranța și care s-au gândit de ce să nu sesizeze organele competente sau municipalitatea referitor la această gunoiște, pentru că odată ei s-au trezit cu un WC-ul chiar în fața porții școlii sportive și ei nu mai doresc ca în jurul școlii să fie și o gunoiște. Au fost și ei la fața locului, ne-au arătat acest spațiu, au fost și reprezentanții ai companiei care au confirmat că au actele permisive pentru a construi și a amenaja acest teritoriu. Urmează să așteptăm reprezentanții preturii pentru a ne confirma sau infirma eliberarea actelor permisive. Dar iarăși, avem un teritoriu unde sunt construite multe blocuri și nu este prevăzut acolo unde sunt și blocurile o platformă de amenajare gunoiului. Dar noi lăsăm acolo spațiu și venim aici pe teritoriul public și construim platforme pentru gunoiște. Și pretura, bine mersi, eliberează și dă voie acest lucru. Dar iarăși, așteptăm să ni se confirme, să ni se prezinte actele.